În Olt vor fi amplasate noi stații antigrindină. În acest moment sunt funcționale 7 stații ce nu acoperă întreaga suprafața județului. Odată cu implementarea programului pilot ce vizează amplasarea a 9 stații antigrindină în Olt și Dolj, practic sudul județului va fi protejat. Acest proiect va fi finanțat de Ministerul Dezvoltării și are ca obiectiv lărgirea suprafeței protejate de grindină. După implementarea acestui proiect, practic va fi înființat un nou centru antigrindină din la Dăbuleni. Investiția constă în crearea 9 puncte de lansare. Tot proiectul acesta pilot o să aibă 9 puncte de lansare rachete antigrindină ce vor alcătui grupul de combatere antigrindină Dăbuleni. Punctele de lansare vor fi stabilite în studiul de fezabilitate. Da, aceste puncte de lansare o să aibă o rază de acoperire de 20 de kilometri și vor acoperi tot sudul județului. Pe viitor se va urca spre nordul județului cu alte puncte de lansare. În primăvară, sudul județului a fost măturat în mai multe rânduri de grindină ce a distrus culturile. Unele localități din area de acoperire a stațiilor de la Vișina și grădinile au fost protejate, dar la Iancu, Jianu sau Ștefan cel Mare, culturile au fost compromise într-o proporție destul de mare. Noile stații vor acoperi zona Caracal, Redea sau Bucinișu. Decizia de asta s-a luat, pentru că se știe foarte bine și chiar am avut multe discuții cu fermierii din Olt și trebuie să facem ceva în privința asta, pentru că și micii fermieri și țăranul simplu sunt afectați de grindină și trebuie să le asigurăm siguranța muncilor. Valoarea acestui proiect este de 12 milioane de lei și perioada de implementare este stabilită la 7 luni cu studiul de fezabilitate inclus. Acest lucru înseamnă că anul viitor noile stații cu rachete antigrindină vor fi puse în funcțiune. Cele 9 stații vor avea o rază de acoperire de 244.000 de hectare aferente județelor Olt și Dolj.